Sistemul nervos vegetativ. Sistemul nervos vegetativ, numit și sistem nervos autonom sau visceral, reprezintă partea sistemului nervos care realizează integrarea activității inconștiente viscerale, având astfel rol în menținerea homeostaziei, realizarea funcțiilor vitale ale organismului, precum și în adaptarea organismului la variațiile de mediu. Sistemul nervos vegetativ prezintă două componente: sistemul nervos vegetativ simpatic și sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Organele interne au o dublă inervație vegetativă, simpatică și parasimpatică. În unele cazuri, acțiunea lor este antagonică, de exemplu, în cazul inimii, iar în alte situații au o acțiune sinergică, de exemplu, în cazul glandelor salivare. La baza activității sistemului nervos vegetativ stă tot actul reflex, care are ca suport anatomic arcul reflex vegetativ, cu aceleași 5 componente ca și în cazul reflexului somatic: receptori, calea aferentă, centri nervoși, calea eferentă și efectorii. Receptorii sunt interoceptori reprezentați de către mecanoreceptori, de exemplu terminațiile nervoase libere din mușchii netezi, baroreceptori, de exemplu terminațiile nervoase libere din peretele vascular, nociceptori, de exemplu terminațiile nervoase libere din organele interne, și chemoreceptori, de exemplu receptorii chimici din cârja aortei și din sinusul carotidian. Anatomia sistemului nervos vegetativ. Ambele componente ale sistemului nervos vegetativ au în structura lor două părți, o parte centrală și o parte periferică. Sistemul nervos vegetativ simpatic. Sistemul nervos vegetativ simpatic este componenta sistemului nervos vegetativ ce intervine îndeosebi în caz de confruntare cu situații neobișnuite care pot periclita integritatea organismului, punând astfel organismul în stare de alertă. Centrii nervoși sunt coordonați și controlați de către nucleii posterior vegetativi ai hipotalamusului. Sunt reprezentați de neuronii vegetativi ai coarnelor laterale medulare din zonele toracolombare. T1, T12 și L1, L2. În aceste zone sunt localizați centrii reflexi, pupilodilatator, vasoconstrictor, cardioaccelerator, sudoral, ai motilității intestinale și gastrice, ai defecației, micțiunii și cei ai reflexelor sexuale. Componenta periferică este reprezentată de ganglioni simpatici, fibre nervoase și plexuri vegetative. Conține două tipuri de neuroni localizați în ganglionii simpatici, paravertebrali și viscerali. Lanțurile ganglionare paravertebrale sunt în număr de două, situate de o parte și de alta a coloanei vertebrale, formate din ganglioni conectați între ei, dar și cu nervii spinali, prin ramurile comunicante albă și cenușie. În ganglion se realizează sinapse între fibrele preganglionare mielinice,
reprezentate de către axonii neuronilor vegetativi medulari laterali și neuronii din ganglionii vegetativi paravertebrali. Axonii neuronilor din ganglionii paravertebrali reprezintă fibrele postganglionare amielinice care ajung la diferite organe, unde pot realiza noi sinapse în ganglionii previscerali sau viscerali. Ganglionii paravertebrali au o formă ovoidă și sunt dispuși de la regiunea cervicală până în regiunea coccigiană. Sunt în număr de 23-25 ganglioni și sunt grupați astfel. 3 ganglioni cervicali, superior, medial și inferior. Fibrele lor postganglionare inervează capul, gâtul și parțial toracele, de exemplu nervii cardiaci. Fibrele postganglionare ale ganglionilor T1-T4 inervează traheea, bronhiile, plămânii, esofagul, aorta. Fibrele postganglionare ale ganglionilor T6-T9 formează nervul marele splanchnic. Fibrele postganglionare ale ganglionilor T11-T12 formează nervul micul splanchnic. Nervii splanchnici ajung în plexul ciliar și inervează sistemul digestiv și rinichii. Mai sunt 4-5 ganglioni lombari și 5 ganglioni sacrali. Ganglionii simpatici viscerali sunt ganglionii localizați în afara lanțurilor paravertebrale, în apropierea unor organe sau chiar în pereții acestora. Ganglionii lombosacrali paravertebrali sunt în legătură cu ganglionii vegetativi viscerali. Ganglionul celiac, situat în apropierea trunchiului celiac, și ganglionii mezenteric superior și mezenteric inferior, situați în apropierea arterelor mezenterică superioară și mezenterică inferioară. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic. Centrii nervoși sunt coordonați și controlați de către nucleii anteriori vegetativi ai hipotalamusului. Centrii nervoși sunt localizați în trunchiul cerebral și în măduva spinării sacrală S2-S4, formând parasimpaticul cranian și sacral. Nucleii parasimpaticului cranian. Nucleul accesor al oculomotorului din mezencefal. Fibrele preganglionare intră în componența nervului cranian oculomotor, după care fac sinapsă cu neuronii ganglionului ciliar, ale căror fibre postganglionare ajung la mușchii ciliari. Nucleul lacrimal din punte. Fibrele preganglionare iau calea nervului cranian facial, după care ajung în ganglionul pterigopalatin, unde fac sinapsă. Fibrele postganglionare inervează glandele lacrimale, palatine și nazale. Nucleul salivator inferior din bulb. Fibrele preganglionare intră în alcătuirea nervului cranian glosofaringian, ajung în ganglionul otic, realizează sinapse, iar fibrele postganglionare inervează glanda salivară parotidă. Nucleul salivator superior din punte. Fibrele preganglionare iau calea nervului cranian facial, apoi fac sinapsă în ganglionul submandibular. Fibrele postganglionare ajung la glandele salivare sublinguale și submandibulare. Nucleul dorsal al vagului, localizat în bulb.
fibrele preganglionare intră în alcătuirea nervului cranian vag, după care fac sinapse în ganglionii din plexurile vegetative, celiac, cardiac și pulmonar. Fibrele postganglionare inervează căile respiratorii, plămânii, inima, vasele sanguine și o parte din organele digestive. Nucleii parasimpaticului sacral, situați în măduva spinării, S2, S4. Fibrele preganglionare intră în alcătuirea nervilor pelvici. Fibrele postganglionare inervează organele digestive, colonul descendent, colonul sigmoid, rectul și organele genitale interne. Partea periferică este reprezentată de către ganglionii previscerali și viscerali. Din structura părții periferice, atât a simpaticului cât și a parasimpaticului, fac parte plexurile nervoase vegetative, care se formează datorită întâlnirii fibrelor postganglionare simpatice provenite din lanțurile paravertebrale cu fibrele postganglionare parasimpatice provenite din nucleii cranieni și din coarnele laterale medulare S2, S4. Principalele plexuri vegetative sunt prevertebrale, celiac, mezenteric superior și mezenteric inferior, previscerale, faringian, laringian, tiroidian, esofagian, cardiac, pulmonar, hepatic, gastric, hipogastric, intramurale, Meissner și Auerbach, din peretele organelor tubului digestiv și plexurile situate în peretele vascular. Fiziologia sistemului nervos vegetativ. În realizarea arcurilor reflexe vegetative, mediatorii chimici, neurotransmițătorii, sunt eliberați la nivelul sinapselor dintre porțiunea periferică a fibrelor preganglionare și neuronii postganglionari și dintre porțiunea periferică a fibrelor postganglionare și organele inervate. Fibrele preganglionare simpatice și parasimpatice eliberează acetilcolina, sunt sinapse colinergice. Fibrele postganglionare simpatice eliberează noradrenalina și adrenalina, sunt sinapse adrenergice. Efectele stimulării simpaticului asupra unor organe. Asupra globului ocular, simpaticul determină dilatarea pupilei. Asupra glandelor salivare, determină vasoconstricție, urmată de secreție salivară viscoasă. Asupra căilor respiratorii, are efect vasodilatator. Asupra inimii, efectul este de creștere a frecvenței cardiace, iar asupra sistemului coronarian, de dilatare a vaselor sanguine. Asupra vaselor sanguine tegumentare, simpaticul are efect de vasoconstricție. Asupra stomacului și intestinului, efectul este de diminuare a tonusului și a motilității. Asupra ficatului, are efect de stimulare a gluconeogenezei. Asupra medulei suprarenale, are efect stimulator al secreției de adrenalină și noradrenalină. Asupra vezicii urinare, simpaticul are efect de relaxare a musculaturii acesteia. Efectele stimulării parasimpaticului asupra unor organe. Asupra globului ocular, parasimpaticul determină micșorarea pupilei. La nivelul glandelor salivare, determină vasodilatație, urmată de secreție salivară apoasă. La nivelul căilor respiratorii, are efect stimulator
determinând contracția musculaturii bronhiilor. La nivelul inimii, are efect de scădere a frecvenței cardiace și efect vasoconstrictor asupra sistemului coronar, asupra stomacului și a intestinului. Parasimpaticul determină creșterea tonusului și a motilității. Parasimpaticul inhibă activitatea căilor biliare, având ca efect scăderea cantității de bilă eliberată. Asupra vezicii urinare, efectul este de contracție musculară.